Liga de mini-fotbal își deschide porțile în acest an cu restanțele rămase din 2022. Primele partide programate sunt cu Petrolul 95, MFC Troia Top, Extremadura, MFC Flacăra Ploiești, MFC Arhivarul, MFC Aricești Rezeve. De săptămâna viitoare începe returul propriu-zis. În acest moment, clasamentul este condus de Chedra Tax Ploiești cu 30 de puncte, urmat îndeaproape de Petrolul 95 Ploiești cu 25 de puncte, locul 3 al ierarhiei fiind ocupat de MFC Ploiești cu 24 de puncte.